polivalenta din Târgoviște este ocupată în aceste zile pentru meciul de volei dintre CSM și ucrainieni cele de la Chimic, care necesită o suprafață specială închiriată de la Constanța. Antrenorul basketbalistelor, Cătălin Tănase, a decis să-și ducă echipa tocmai la Pitești, în condițiile în care meteorologii au emis cod galben de viscol până miercuri seară, iar temperaturile vor ajunge din nou la minus 20 de grade. Decizia lui Tănase, acceptată cu ochii închiși de președintele clubului Ciprian Prisăcaru, a fost taxată dur în mediul specialiștilor. Tănase e și director la CSŞ Târgoviște, club care deține o sală decentă, care găzduiește chiar și meciuri de Liga a doua. Exceptând soluția cea mai simplă, Tănase se putea orienta către o sală de liceu din Târgoviște, mai ales că în aceste zile cursurile au fost suspendate. În mod sfidător față de contribuabil, cuplul președinte-antrenor a luat hotărârea ca lotul de basket să se deplaseze pe bani publici la Pitești pentru antrenamente care puteau fi efectuate în aceleași condiții în fieful propriu.